Vă salut cu multă dragoste, iubită Biserică Efrata, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt bucuros să vă anunț că mâine, 31 mai, ne vom întâlni la un timp de închinare și de părtășie împreună cu toții înaintea Domnului. Atât dimineața de la ora 10, cât și după masă de la ora 18, vrem să aducem închinarea noastră înaintea celui care merită. În cadrul întâlnirii noastre de dimineață vor fi împreună cu noi familia Repede, Cristi și Emma și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze în slujirea lor. Iar mai apoi, în cadrul întâlnirii noastre de după masă, va predica cuvântul Domnului fratele păstor Dorel Coraș de la Biserica Geneza din Oradea. Ne rugăm totodată pentru o vreme prielnică și nu uităm să ținem cont de toate recomandările autorităților. Dumnezeu să vă binecuvinteze!